своими глазами. Сегодня у нас в клинической больнице Бельц находится профессор Кужукаро. Он приехал с лекцией, с информацией и даже с тренингом по поводу самых критических состояний, связанных с ковидом, осложнений после ковида. Для нас эта информация очень-очень важна, так как мы, Бельская клиническая больница, в нашей больнице находятся все самые сложные пациенты севера Молдовы. Поэтому для нас эта информация очень-очень важна. Очень благодарна профессору Кужукаро, так как нашел время среди такое тяжелое, так как он сам работает с самыми сложными критическими ситуациями, все, что связано с ковидом и даже без ковида. На данном этапе он самый хороший консультант, отзывчивый и очень опытный доктор, который, уровни которого мы можем равняться. Этот курс есть очень интересный, очень утил для нас, как меньше резиденции, ca să știm unele particularități care sunt legate de terapie intensivă, anume în abordarea pacienților cu infecția COVID. Sunt chiar lucruri foarte interesante și utile pentru noi. Mulțumim pentru desfășurarea acestui curs și suntem pe viitor. Suntem asigurați deja cu cunoștințele pe care le acumulăm la acest curs. COVID-ul este o infecție nouă. Deja am acumulat o experiență oarecare de un an de zile. Avem o experiență bogată, puțin nefastă, dar e bogată, și ne împărtășim cu toți colegii. Deci COVID-ul este o patologie în care se încadrează și pacienți asimptomatici, cu evoluție de gravitate, severitate medie, cu complicații grave și extrem de grave și sunt păreri și decese. De aceea este vital necesar de a face legătură dintre toate aceste fenomene, adică dintre medicina de familie, medicina care tratează formele ușoare și medii, terapie intensivă și acum mai a apărut o verigă de recuperare post-COVID, mai ales la pacienții care au trecut prin complicații grave, severe, după această infecție. Foarte multe lucruri utile, interesante, din practică, care ne-au ajutat foarte mult pentru tratament pe viitor, cred că la multe întrebări care ne-au preocupat, ne-au răspuns, domn profesor. Și noi chiar suntem foarte recunoscători pentru că, deci toate întâlnirile noastre au fost până acum online, dar o întâlnire cu așa exemple din viață aduce foarte mult pentru noi plus mare și, în primul rând, nu numai pentru noi, dar și pentru pacienți. Și îmi place foarte mult că este o discuție amicală, colegială, ca între prieteni, fără supărări, și foarte mult îmi place că domn profesor glumește, e o atmosferă așa foarte, foarte... Deci eu, de exemplu, vorbesc de mine, eu nu simt cum trece timpul. Deja avem 3 ori de când ascultăm lecția, dar e foarte interesant. Acestea sunt, după părerea mea, niște instructaje, niște ateliere foarte utile, deoarece am întâlnit reprezentanții ai tuturor verigilor din lanțul terapeutic al COVID-ului și facem tot posibilul ca să minimizăm numărul de bolnavi cu complicații, cu evoluții grave și foarte grave și deci să influențăm asupra rezultatelor, să micșorăm numărul de cazuri letale. Sigur, domn profesor, ca de fiecare dată, efectuează niște lecții extraordinare. Aș spune că la fel atât necesitatea cursului era foarte necesară pentru noi, pentru a gestiona atât cu pacienții grave, cât și sunt dumnealui
l-au adus și celorlalți specialiști care, în afară de terapie intensivă, abordarea terapiei pacienților cu COVID.